Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia RAC, astăzi vom face RAC pentru săptămâna 29 aprilie, 5 mai. Și să vedem, dragilor, ce vine către voi în această săptămână RAC. O energie pentru voi care a și venit aici, în acest moment, treci printr-o cumpănă, printr-o situație mai puțin favorabilă. Dar, dragilor, vi se transmite că este un noroc deghizat în spatele acestei probleme, acestei situații prin care treceți acum. Este o binecuvântare ascunsă în spatele tuturor lucrurilor pe care tu le resimți acum. Nu sunteți într-o situație roz, probabil. Aici este vorba despre o schimbare de direcție. În această săptămână dai startul unei schimbări mari în viața ta. Poți să te rupi de ce trăiești acum, poți să faci altceva total diferit. Poate fi vorba de venirea pe lumea unui copil, poate fi orice, fiecare la ce se gândește în propria lui viață. Este o schimbare de direcție, o transformare a vieții tale. Acum treci printr-o situație, printr-o problemă și te întrebi ce te-a adus în această situație și îți vei răspunde, vei vedea că lucrurile sunt diferite. Nu vezi acum, ești într-o situație în care ai senzația că toate corăbiile ți s-au unecat, dar muncești la deblocarea ta. Această săptămână vine cu un adevăr pentru tine, adevărul tău. Racul trăiește aici, se închide o mare durere pentru tine. Aici aveți un 10 de spade, aici aveți lumea. Wow! Dragul meu rac, nu știu prin ce treci, dar aici se închide orice ai fi trăit negativ până acum și pleci. Din această situație aveți și lumea, aveți și 8 de cupe, nu te alungă nimeni, dar nu mai poți, nu mai vrei. Acest ghinion, această stare, aici aveți un 6 de bâte, vei avea succes, vei avea noroc, toate gândurile bune sunt cu tine. Te gândești mai departe și vezi. Mai departe de situația ta de acum. Dacă nu ai făcut-o, întreabă-te de ce treci prin această situație, ce din tine a atras această situație grea prin care treci. Și începi să vezi mai departe de această situație, mult mai departe, te uiți peste linia orizontului. Aici aveți un 3 de bâte, dragilor. Ești din zona ta de confort pentru că acest ciclu karmic pe care l-ai trăit se închide la capătul setului de cărți. Aveți Marea Preoteasă și un as de bâte, dragilor. Voi începeți acum ceva nou. A fost furtuna dinaintea curcubeului. Pentru voi iese soarele și iese în toată splendoarea lui, dragilor. Aici aveți o persoană rigidă, alături de care poate ați trăit, care v-a ținut, v-a închis, v-a închis drumurile. Ați lăsat această persoană să stea în calea evoluției voastre, în calea fericirii voastre. Văd o persoană rigidă, poate fi în orice zodie, aici este berbec sau taur, sau zodie de pământ, sau zodie de foc, sau poate fi oricare altă zodie. Cert este că această persoană v-a ținut, dar nu v-a ținut din motive bine întemeiate, v-a ținut tot din fricile ei, pe care vi le-a indus și vouă. Aici începeți să vedeți adevărul, pentru că este un noroc deghizat. A trebuit să treceți prin acest drum îngust, pentru a înțelege cine sunteți voi cu adevărat. Doar că această trecere prin acest pasaj, prin acest deșert, v-a adus multă suferință. V-a pus la pământ 10 spade înfipte. Te vei ridica racule de aici, în această săptămână, și vei pleca spre tot ce-ți dorești tu mai frumos, spre visul tău. Poate pleci într-o vacanță sau te detașezi. Eu aici văd o detașare energetică de toate aceste greutăți.
pentru că nu le mai poți duce, pentru că nu le mai vrei și nu le mai accepti. 8 de cupe pleacă fără să fie alungat de nimeni. Pleacă pentru că își dorește o viață mai bună, își dorește bucurie, își dorește împlinire. Aici nu ai putut avea parte. Muncă multă pentru toată lumea și persoane care au stat în calea muncii tale. Te detașezi, pleci, ieși din această situație. Este un noroc pentru tine. Poate nu te-ai fi trezit niciodată dacă nu ai fi avut lângă tine o persoană care să îți pună bețe în roate. Dacă totul ar fi bucurie, un parcurs normal, nu am evoluat, dragilor. Doar că trecem prin suferință și este greu. Aici v-ați pus tot felul de întrebări, iar acum primiți răspuns de la Univers la toate întrebările voastre. Energia întregii citiri este Marea Preoteasă. Marea Preoteasă anunță timpul divin pentru ca voi să ieșiți din această, din acest ghinion, din această stare inconfortabilă, suferință, durere, lacrimi. Aici văd anxietăți, văd suferință mare. 10 de spade este cea mai mare durere. Mai mult de atât, omul nu poate duce. Pleci. Aveți 3 cărți care spun același lucru și pleci victorios, cu lecția învățată. Și muncești la acest lucru, probabil vrei de mult să ieși din această stare și nu ai găsit momentul, nu ai știut cum. Acum poți, vrei și știi cum să faci acest lucru. Este o săptămână în care te poți detașa, te poți odihni, poți pleca într-o mică vacanță sau pur și simplu să te retragi în afara acestor persoane, să pleci departe de aceste persoane și să te gândești la tine. Marea Preoteasă, afli răspuns la toate întrebările tale în această săptămână. Toate întrebările, de ce ție, de ce ți s-a întâmplat, de ce ai trăit acest ghinion, aceste piedici care ți-au tot fost puse, această durere, ți se răspunde, Universul face echilibru. Pentru că îți pui aceste întrebări, conștientizezi că trebuie să ieși de aici. Fericirea este o alegere și mergi către un nou început. Aici este un nou început pasional, frumos, o noutate. Te îndrepți către ceva creativ, nu te sabota. Aici sunt multe nopți nedormite, sunt gânduri pe care ți le faci, dar sunt inutile. Nu trebuie să te îngrijorezi de nimic, pentru că ți se va arăta calea corectă. Parcursul lin. De acum înainte vei schimba totul la 180 de grade în favoarea ta și vei avea succes. Aveți lumea și 6 de bâte. Este un succes, vei fi recunoscut, va fi recunoscut succesul tău și de cei din jurul tău. Aveți aici o persoană în zodie de foc, leu, berbec, săgetător, care poate fi vărsător sau capricorn, poate fi taur, zodii de pământ și zodii de foc văd aici, care vin spre voi și vin cu stabilitate total opuse aceste persoane față de ce ați avut voi în trecut. Gândiți-vă pe cine țineți lângă voi și cui trebuie să-i dați drumul în această săptămână, pentru că regele de bâte este o persoană atractivă, pasională, știe ce își dorește, nu dorește răutăți, nu dorește țineri, nu dorește împiedicarea nimănui. Nu împiedică pe nimeni regele de bâte. El știe ce vrea, știe ce își dorește, întinde mâinile și ia. Voi sunteți într-o energie de aer în această săptămână. Veți tăia răul de la rădăcină și vă veți lua puterea înapoi. Veți decide pentru voi ce este bine și ce nu. Aveți persoane în jurul vostru care să vă ajute, să vă susțină și să meargă de mână cu voi pe tot parcursul acestui proces, pentru că acum începe un proces pentru voi, un proces de detașare de acest mare ghinion. Această situație în care ați stat mult timp și v-ați sabotat, începeți să munciți la fericirea voastră și veți avea succes, dragilor. Este o săptămână frumoasă pentru rac, scăpați de o karmă, de o greutate, se închide un ciclu greu pentru voi. Vedeți ultimele cărți
care ne arată viitorul, spun totul, lumea și șase de bâte. Iar aici, Marea Preoteasă, veți gândi totul, veți filtra totul prin inimă, prin suflet, prin emoție și veți lua cea mai bună decizie pentru voi. Veți vedea norocul ascuns din spatele acestei vieți triste, din care ați decis acum să ieșiți. Este o săptămână foarte frumoasă pentru rac. O săptămână în care ți-ai puterea înapoi, te ridici de aici, din aceste 10 spade înfipte, oricât de greu ți-ar fi, și mergi către succesul tău bine meritat. Aici se întoarce la tine toată acea bunătate pe care tu ai oferit-o celor din jurul tău. O săptămână superbă. Aici vei avea sărbători liniștite, cu liniște în suflet, rămânând detașat de aceste greutăți și aceste persoane care stau tot timpul în calea fericirii tale. Nimeni, dragilor, nu ne poate oferi nici tristețe, nici fericire decât dacă noi îi permitem. Aici aveți generozitate. Primiți un cadou de la o persoană, primiți un cadou de la Univers. Acest noroc deghizat, această suferință care se închide, este darul Universului. Vă arată Universul cât de iubiți sunteți. Generozitate, ați fost generoși, ați fost persoane care ați oferit totul tuturor. Este momentul să primiți înapoi. Aici ați oferit iubire. Primiți înapoi iubire. Totul este magic, este o magie. Lasă în urmă această durere, această tristețe și mergi către visul tău. Visul tău este această fericire, acest succes, acest noroc de care poți să ai parte în această săptămână. Poate o persoană nouă, poate o situație nouă, o viață nouă. Aici începe o nouă poveste pentru Rac. Haideți să vedem și de aici o carte. Rac. Închizi o karmă și deschizi un destin frumos. O karmă grea aici a fost, din care pleci. Nu mai vrei să rămâi. Sursa intuitivă. Te aliniezi cu tine, faci pace cu tine, te întrebi ce te aduce mai aproape de fericirea ta. Ascultă-ți inima, ai încredere în tine și vei primi răspunsurile. Toate răspunsurile le vei primi în această săptămână. Ești intuitiv, ești deschis, primești tot ce are Universul să-ți ofere, pentru că îți va oferi exact ce ai oferit și tu la un moment dat altor persoane care au stat în calea ta. Ghidul spiritual, ești ghidat corect de întreg universul. Conectează-te la conștiința colectivă, conectează-te la tot, pentru că vei primi răspunsurile la întrebările tale și te vei echilibra pe toate planurile existenței tale. Sunt alături de tine. Ce aștepți de la mine? Te ascult. Copilul interior, universul, toți cei din jurul tău vor merge în tandem cu tine spre succes, pe drumul tău către succes. Fă această călătorie a sufletului tău și te vei simți împlinit. O săptămână superbă pentru raci. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc sărbători cu bine. Vă pup, pa, pa!